Primăria municipiului Buzău deschide oficial târgul de mărțișori în incinta centrului Iazul Mărilor, joi 23 februarie, începând cu ora 10. Este un târg inedit, sunt de părere organizatorii. Târgul de mărțișori de anul acesta, organizat de Primăria municipiului Buzău, este un târg inedit prin faptul că toate mărțișoarele și toate cadourile pentru Ziua Femeii care pot fi achiziționate sunt creații ale elevilor buzoieni, îndrumați de profesorii lor și totodată creații ale partenerilor noștri din mediul ONG. Târgul de anul acesta și-a dorit să unească comunitatea și să aducă la oaltă școlile, mediul ONG, cetățenii. Toate fondurile strânse în urma vânzării mărțișoarelor vor ajunge la copiii cu deficiențe de vedere și auz, precum și la copiii instituționalizați din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Toate fondurile colectate în urma acestui frumos târg vor ajunge la persoanele care trăiesc cu deficiențe de văz, deficiențe de auz, precum și la copiii instituționalizați din cadrul DGASPC. Îi așteptăm pe buzoieni în număr cât mai mare. Este o ocazie frumoasă de a achiziționa mărțișoare create cu suflet și cu multă inocență de copiii orașului nostru. Și totodată de a face o faptă bună. Pe lângă mărțișoare și cadouri dintre cele mai diverse în cadrul târgului buzoienii se vor putea bucura de programe artistice și ateliere de creație.